Crede-mă că țin telefonul cu mănușa, că așa e de frig. Aici cred că suntem la 1500 de metri, poate. Uite acolo cum ne gheață. Da, unic. Dumnezeu a început. Că n-am roți de iarnă, am roți de ăsta, roți, cauciucuri de teren. Și în românește, că mamei mele îi plac înregistrările de-astea pe drumul forestiere. Și dacă nu sunt aici, nu știu cum să treci prin gaura asta. E adâncă? Da, e adâncă. Dacă tot sunt aici, am zis, bă, ce mă costă pe mine? Chiar dacă tot nu sunt, care problema? Acolo de soare și de limba rămâne. Dar să vedem cum trebuie să fac asta. Asta e un pic mai adâncă, dar nu e așa de adâncă încât să mă sperie. Uite acolo ce fain înghețat. Trebuie să văd. Trec. Mai devreme am urcat pe vârful ăla de acolo, care e la 2000 și ceva, și pe vârful ălălalt, dar n-am ajuns până exact pe vârf, am ajuns la cam 100 de metri mai jos de vârf. Oh, că vine că mașina e... și vedem ce munte e acolo, stai, m-am zis la urmă, ce trec de... Nu, fii atent. Ia să-l vezi pe băietul ăla. Ce munți, ei? Ce munți! Că o să zice în ardeal. Hai să mă convertesc în ardelean. No, mă! Și în vârful, mă! Cineva a trecut pe acolo prin gheață. Dar mi-e fric și prin mănuși, mă. Traseu de urcat, de mașini. Și cred... Și mi-a tras cu fundul de... Ești de bolovan. Mă doare fundul. Glumeam, era chestia aia de agățat barca sau de agățat camioneta. Dar mă doare, știi? Doare mașina când călăresc. Da, deci aici e capătul. De aici o să mergem pe jos. Lasă-vă câți oameni sunt aici la revedere. Da. Bun, hai că mai vorbim. Că mă ajung și eu la capăt. Bye-bye.